V-ați întors la o problemă foarte stringentă. Eu nu vorbesc că aerul este mai puțin stringent. Și acolo s-a elaborat acum strategia privind protecția bazinului aerian, legea privind protecția aerului. Poate noi ceva exagerăm. Dar venim la apă. Venim la apă. Apa, noi știm că avem acele 1% pe glob pământesc, asta e apă dulce, care o gestionează omenirea care trăiește pe uscat. Restul este în oceane, mări, care nu putem consuma ca pe această dulce. Moldova, pare la vizual, așa, la prima vedere, că suntem foarte bogați în apă. Iată, domnul Băveanu, e numărat că avem atâtea râu, 16.000 de kilometri. Moldova este foarte săracă apă, din punct de vedere a repartizării în timp și spațiu această apă. Și a vorbit în toate... Nu mă opresc o leacă ceva legat de apă. Dacă azi mă întrebați pe mine, eu am lucrat în hidrologie și dacă mă întrebați câte râuri există în Republica Moldova, n-am să vă spun și nici domnul Dubrăveanu, dacă spun o cifră de 4.500, 3.600, cât vreți. Astăzi noi, de ce avem așa un haos? Iată, pădurile sunt cuva cuiva. Sunt pădurari care le protejează, că e ocol silvic de stat. Sunt cele private, semi-private. Solo parcă împărțit la privat, la administrație publică locală și tot iar este. Ați înțeles cine este stăpânul apelor azi? Apele Moldovei? Întrebați-l, care râu, câte râuri avem noi în Republica Moldova? N-a să vă spună că astăzi eu lupt de câțiva ani, tot de zeci de ani, să le spun să fie creat Registrul Național al Râurilor. Ai apăsat pe râu, de exemplu, să-ți apară pașaportul râului, cu pașportizarea fiecărui râu. Dar râu ce este? Este un curs vreți continuu. Vreți că la minister nu există informația? Nu există așa ceva. Dacă vreți să găsiți în diferite rapoarte, o să găsiți 3.600, 4.500, 3.700, câte cifre vreți. Dacă să determinăm câte râuri avem, trebuie să începem de la noțiune. Ce este un râu? Este un curs continuu sau intermitent care are lungime numai mică de 10 km. Și fiecare râu trebuie să aibă pașaport și atunci, având pașaportul și legea, tu nu încalci dreptul râul. Dacă încalci dreptul râu, trebuie să găsești avocatul râului. Astăzi, Nistru, de ce suferă? Că n-are avocat. Râul Nistru nu are avocat și nimeni n-l poate apăra. Echipa care merge din Republica Moldova la negocierile celea, care este Comisia Interguvernamentală Moldo-Ucraineană pe bazinul fluviului Nistru, da, merg oameni care nu sunt juriști, care nu pun în capul mesă convențiile. Convenția privind de la Helsinki privind protecția cursului transfrontalierii, care trebuie să fie document de bază în negocierile cu partea ucraineană. A doilea convenție este ESPO, impactul de mediu care trebuie să tăie pe masă. A treia convenție poate să fie convenția Ramsar cu zonele umide și mai e directiva Uniunii Europene, directiva cadru apelor. Având patru documente și fiind un jurist bun, tu trebuie să devii cel mai mare avocat care coerent să duci negocieri. Merg acolo ecologiști, biotaniști, biologi, pedologi, hidrologi, dar nici un jurist potcovit așa la...